Energiile necreate sunt, sunt, modul în care Dumnezeu uh, se manifestă, lucrează. Energie vine al grecescul en erga, în lucrare. Dumnezeu când se manifestă, uh, se manifestă prin ceea ce am putea numi energie. Acum, în zilele noastre, cuvântul energie a ajuns să aibă diferite sensuri. Ne gândim la energie într-un sens foarte fizic și cumva e altceva decât înțelegeau cei din antichitate. Da, energia ca formă de manifestare a materiei. Mai în zilele noastre deja vorbim despre energie, despre faptul că particule energetice sunt însăși materia. Nu aș vrea să intru aici, dar ca distinție mare, energiile necreate înseamnă energiile dumnezeiești, adică modul în care Dumnezeu care este necreat se manifestă, spre o de energiile create, care sunt energiile create de Dumnezeu, adică țin de creație, cum este, eu știu, curentul electric sau orice altă putere și însăși materia, iată, o înțelegem ca formă de energie creată. Adică nu este ea însăși Dumnezeu, nu este însăși prezența lui Dumnezeu. Și de ce este necesară această distinție? A fost în secolul al XIV-lea, o controversă, așa numită controversă isihastă, teologia catolică ajunse să se considere că omul nu poate intra într-un contact direct cu Dumnezeu, Dumnezeu fiind mai presus de lume și atunci acea putere, harul, grația, cum o numeau ei, care ne sfințește, care ne pune într-o oarecare relație cu Dumnezeu în concepția lor, era o putere creată de Dumnezeu care ținea cumva, era ca un vector al prezenței lui, dar nu era el însuși. Ori e, sfinții noștri, bazându-se pe uh, experiența lor duhovnicească directă, iluminare în Dumnezeire, parcurseseră cele trei trepte, despăținuirea, iluminare și Dumnezeirea, uh, vedeau și spuneau și mărturiseau că nu că este însuși Hristos care se arată, este însuși Dumnezeu care, cu care se poate uni omul fără însă a se contopi în Dumnezeu și a-și pierde propria identitate, ca în panteism, unde omul cumva este tot din Dumnezeu ieșit, e un fel tot de, de emanație din Dumnezeu și la un moment dat se întoarce la el, ci este cu tot altceva decât Dumnezeu, însă are această posibilitate de a tinde în veșnicie la unirea cu Dumnezeu. Uh, fără însă a-și pierde propria identitate, fără însă a deveni Dumnezeu în sensul de a deveni necreat, pentru că este o ființă creată, ci devine ceea ce sfinții noștri numesc Dumnezeu cu dămic prin participare. Deci participarea firea dumnezească la, la ființa dumnezească. Aceasta este cea mai înaltă treaptă a sfințeniei și de aceea trebuie să îi ascultăm pe cei care au ajuns la această treaptă, și care după moarte s-au proslăvit și biserica care cunoscut prin semnele specifice ale Sfințeniei că au ajuns la această treaptă. Unii dintre ei n-au lăsat și însemnări. Și numai că merită. Este clar că trebuie să ne ghidăm după ce ne-au spus ei, mai mult decât după ce spun cine știe ce oameni neavizați în probleme duhovnicești. Mai ales că observăm un lucru foarte interesant. De-a lungul timpului, la poate și mii de ani diferență, să spunem, între Sfinții Apostoli și Sfinții secolului 20. În locuri geografice complet diferite, oameni care n-au știut unii de alții spuneau același lucru, aveau aceeași experiență, o descriu exact la fel, iar Duhul Sfânt care le vorbea le spunea același adevăr. Nu sunt uh, variații, să spunem. Deci ne arată că este o, o experiență obiectivă, chiar dacă o are un subiect, o persoană. Deci, pe de-o parte, Dumnezeu ca ființă se manifestă, să spunem, energetic, sunt energiile necreate dar și diavolul ca ființă se manifestă prin niște energii care sunt demonice. Și omul când se manifestă, ceea ce face el e cumva energetic, dar nu aici ar trebui să facem o lămurire, ceea ce... mai, mai, nu e atât de simplu de făcut, spunem, pentru nivelul foarte de jos al dialogului, dar pur și simplu tot ceea ce facem noi, toată manifestarea noastră, putem numi în sens larg energie. Acum, și orice loc, orice materie, orice obiect are un soi de energie. Dar este altceva decât energia lui Dumnezeu. Este o energie creată. Spuneam chiar materia însă și putem înțelege ca energie foarte comprimată. Da? Dacă ne gândim la particule subatomice, care sunt particule energetice, materia este formă de energie foarte comprimată. Asta ne spune fizica cuantică, ne spune secolul 20 din fizică. Cei care vorbesc pe aceste teme și care de obicei țin de fenomenul New Age și chiar au o plăcere în a induce lumea în eroare cu așa zise descoperiri științifice care nu sunt științifice și pe care dacă le supui la, la o, o probă obiectivă o mare de știință să spună că astea sunt niște invenții cum de curând era pe știri a vreo două luni mare noutate că s-a demonstrat că există sufletul după moarte și nu știu cum m-am dus la cineva care este în domeniu și mi-a spus, eu citind textul, vă, vedeam că nu stă în picioare, dar m-am dus să-mi spună și el că așa este, fără să-l să, să influențez, zic și mie ce părere ai. Și mi-a detaliat tot și mi-a spus, toate astea sunt prostii, nu există asta, asta este, nu decurge, ăsta nu e argument pentru cealaltă, asta nu este așa, asta este informație falsă, asta este o, o, o minciună. Dar oamenii sunt foarte încântați de această spiritualitate științifică, zicând sunt, vedeți ce succes au, mai ales la televizor, dacă apar câte unii care spun că e în mod științific, au demonstrat că cu tare, că nu știu cum. Și uh, oamenii de știință sunt uh, dezolați când văd așa ceva, pentru că nu este știință, absolut deloc. Este doar o manipulare științifică, o altă formă pe care o ia spiritualitatea neopăgână New Age, uh, care e foarte, uh, uh, cum să spun, iubitoare de cuvântul energie folosește cuvântul energie, te miri unde și cum. Totul e energie, de cu energie în sus și în jos, sufletul este o formă de energie, omul este energie, materie energie și la urma urmei se cade în panteism, pentru că ei nu fac o diferențiere între, între aceste energii și ajunge omul să creadă că întreaga, întregul cosmos e o formă de energie și acea formă de energie este însuși Dumnezeu, un Dumnezeu impersonal, care este o forță, nu este o entitate, nu este o persoană, adică o ființă vie, curațiune, voință, sentiment, să spunem, nu om, pur și simplu entitate, ca să folosesc un termen care cumva ele drag și lor, cu riscurile pe care mi le asum, ci îl văd mai degrabă ca pe o, o, o realitate impersonală, un fel de energie. Și mulți oameni o să că o să spună nu cred în Dumnezeu sau cumva cred în Dumnezeu, dar totuși cred într-o forță. Adică nu cred în Dumnezeu cel personal, cred că există o forță așa care e un fel de Dumnezeu sau zice și eu cred în Dumnezeu pentru că cred într-o forță. Și atunci ai întreb, dar ce este această forță? Și atunci încep să se bâlbăie, pentru că nu au lucrurile deloc lămurite. Totul e cu forță și cu energie. În momentul în care pe Dumnezeu îl, ridici la, îl reduci la o energie, înseamnă că nu mai, el mai este o entitate. E doar o forță impersonală, așa, care să plimbă, face ce vrea, te întreb de unde e rațional, cum s-ar manifesta ea rațional. Dacă însă în spatele ei vezi o ființă rațională și o manifestare a acestei ființe, atunci deja ajungem spre monoteismul biblic și înțelege lucrurile așa cum trebuie ele înțelese. Unii uh, vorbesc despre energiile, modul în care Dumnezeu este prezent în lume, Dumnezeu care e mai presus de timp, de spațiu, de toate acestea, este prezent în lume. Uh, diavolul are și el puterea lui de a lucra și om are puterea lui de a lucra și lucrurile au o anumită energie, să spunem, a lor. Însă, revin, trebuie făcut o distincție între ele. Ceea ce îi păcălește pe unii și pe alții este faptul că consideră că o grămadă dintre lucrurile, așa zis, panoramale care se întâmplă, sunt doar niște manifestări ale naturii, simple manifestări ale naturii, fără să aibă însă legătură cu Dumnezeu, să spunem directă, doar indirect, Dumnezeu a creat lumea, sau cu duhurile necurate. Și aici este marea păcăleală. De exemplu, un, 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 mare duhovnic din secolul 20, murit de curând din România, era, este celebru că a spus cumva că este deschis către radiestezie, dar făcea următoarea distinție, spunea, nu ca practică spirituală, ci doar ca o practică pe care găsim, de exemplu, apă, acolo unde nu este. Știți că radiestezia s-a dezvoltat din ceea ce se cheamă uh, surselerie în franceză, de exemplu, să găsești uh, sur, sursă. Ce înseamnă? Izvorul de apă. Dar în același timp, surselerie, în mentalitatea franceză, este egal vrăjitorie. Când spui vrăjitoare, spui surselie. Înțelegeți? Pentru oameni era clară treaba. E Astăzi, uh, neopăgânismul a început să le îmbrace într-o aură științifică și spune nu, nu e cu Duhul, nu e nimic e doar așa, e științific. Însă dacă îi pui să demonstreze științific, ei nu reușesc să demonstreze științific. Au ajuns să postuleze chestii de genul radiații Hartmann și altele, care nu sunt demonstrate științific. Radiestezistii care am avut de a face mi-au spus o chestie foarte clară. Da, noi folosim acea ansă ca să găsim, sau, eu știu, diferite obiecte pierdute, dar nu o folosim numai pentru asta. O folosim și ca să-L întrebăm pe Dumnezeu care e adevărul. Și vine omul și spune, întreabă, oare este adevărat așa sau așa? Soția mă, sau nu mă înșală? Și face o convenție în mintea lui și zice, dacă asta se duce spre dreapta, e așa, dacă se duce spre stânga, e altfel. Și această ansă este o, un fel de un fir pe care ține în mână. Eu am încercat să-mi explice exact cum îl ține și dacă nu-l mișcă singur. Ei zic că nu-l mișcă sigur și că mână se mișcă. Acum, acest fenomen nu mi este foarte clar, de un fel de poltergeist, așa ți mișcă lucrurile în mână. Și că Ansa îți răspunde care este adevărul. Eu le-am explicat că nu este o chestie biblică acest lucru. Bineînțeles, mi-a spus, dar ce? Că doar nu ar fi toate în Biblie și așa, și așa, și așa. Discuția s-a împodmolit acolo unde a trebuit să discutăm despre reîncarnare, pentru că ei cred și în reîncarnare, radisteziștii. De la noi, care fac așa un fel de salată din toate, sunt pur și simplu o tentacul a fenomenului New Age, Noua Era, care este religia inventată de Noua Ordine Mondială pentru reîntoarcerea omenirii la un păgânism nivelator. Pentru că se știe foarte bine că oamenii, dacă îi duci la un numitor comun, îi, îi conduci mai ușor cumva. Nu există capete care se ridice. Deci, radisteziștii se folosesc de citate din Biblie înțelese strâmb. Uh, un, un teolog a folosit o notare sintagmă, care mi se pare foarte uh, reprezentativă și pentru ei și pentru alții eretici sau păgâni care se joacă cu cuvintele scripturii. Un text, spune acel teolog, un text scos din, prete din context devine un pretext. Ei scot texte din context fără să îi arate omului că în alte locuri uh, Sfânta Scriptură, cuvântul Dumnezeesc, revine și explicitează și mai mult sau într-un alt context care e necesar, explică din altă direcție acea problematică și este foarte clar că n au dreptate în modul în care uh, vin ei cu interpretările acestea greșite. De exemplu, radiestegiziștii pretind că uh, Sfântul Ioan Botezător era reîncarnarea prorocului Ilie și aduc, zic ei în uh, ajutor, uh, citatul că acesta este cel care a venit cu, cu puterea, cu Duhul lui Ilie găsită un citat care se gândește în Evanghelii. Ori Ilie nu murise, se ridicase la cer, de nici putea să se reîncarneze. Mai mult decât atâta, Ilie se arată pe muntele Tabor, apostolilor, celor trei care au fost cu Hristos la schimbarea la față, împreună cu Moise. Deci Hristos era în centru, Moise și Ilie de o parte și de alta. Ori nu putea fi tot Ilie care se reîncarnase în Ioan Botezătorul, care murise și după care se arată tot Ilie și așa mai departe. Deci este absolut aberant. Iar tradiția Sfinților Părinți, văzător cu Duhul, cum spuneam, pentru că Sfinții Părinți nu sunt mai, cu nimic mai prejudecă că Sfinții Apostoli în vederea cu Duhul. Sunt unii Sfinți Părinți care sunt Sfinți care sunt la tronul ceresc. Știți, Sfântul Ioan, gură de aur, cum unii îl contestau și la Alexandria, Patriarhul Chiril a avut acea viziune și l-a văzut pe, pe Ioan mai presus decât mulți alții, decât toți era la tronul ceresc și el tot întreba dar unde e Ioan, zice, nu aici, e aici și mai sus. E astfel desfinți văzător cu duhul ne, uh, uh, ne încredințează pe noi despre lucrurile mai tainice din Scriptură, dacă cumva nu le am înțeles și sunt, să spunem așa, ca canonici, normativi, în chip firesc pentru înțelegerea creștină a Scripturii, nu eu știu ce personaj din secolul 20 care pretinde el că a înțeles altfel Scriptura, având nicio continuitate cu gândirea Sfinților Apostoli în mod real. Deci, Sfinții Părinți ne învață că Ilie este cel care, împreună cu Eloc, sunt cei doi proroci care vor veni la, înainte de, de, a doua venire a lui Hristos în Apocalipsa, apar acolo acești doi proroci. Și, deci nici Sfânta Tradiție și nici Sfânta Scriptură nu-i confirmă. Astfel de texte aduc ei, care nu stau în picioare. Eu m-am contrazis, deci, cu acel practicant al radiesteziei, care refuza cu obstinație să-mi dea multe detalii despre ce fac ei. Am înțeles că, mă rog, fac niște cursuri, făceau pe vremea aceea niște cursuri, diferite săli închiriate, se percepeau bani, existau diferite uh, grade la care se ajungeau niște cursuri care nu erau, nu erau numai publice, dar cursurile scrise nu puteau fi arătate al cuiva. Nu știu dacă depuneau și un jurământ în acest sens, dar în tot cazul, în mod foarte sever, se promite acest lucru, că nu se va dezvălui ce se face acolo. Dar atâta cât mi s-a spus și mie, adică lucrurile de la gradele mici, era clar că vorbim de un fenomen neopăgân New Age. După mai multe întâlniri, chiar acasă la acest om, el îmi spune, Domnule, mă rog, în urma discuțiilor, zice, așa este până la urmă, e clar că Biblia este împotriva reîncarnării. Că i-am adus și alte citate, este clar acolo sunt Apostol Pavel, 1 Corinteni, capitolul 15, spune că odată că vom muri și vom via după chipul în care am murit și a înviat Hristos, că vom avea trupuri duhovnicești, veșnice, deci nu e vorba de o reîncarnare. Sunt Apostol Pavel, din nou, spune în epistola către evrei că o dată muri și dată vine judecata, deci este clar că nu este nicio reîncarnare, ei bine, până la urmă cedează și zice, doamnele, așa este, Biblia e clar că nu, nu ne învață reîncarnarea, dar mie pe ansă, când am întrebat ansă, așa mi-a arătat că există reîncarnare și eu în asta cred. E, și în momentul acela a zis, pe păi atunci nu mai poți să spui că ești cu creștinismul, nu mai poți să spui că ești cu Biblia, nu mai poți să spui că ești ortodox, pentru că mulți dintre ei și acesta mai mergea și pe la biserică și de fapt așa l-am cunoscut prin niște oameni care mi-a spus, măi, poate vorbești și cu el, că el vine și pe la biserică, dar este foarte, uh, iată, obtuz în lucrurile acestea. Și atunci am fost foarte clar că vorbim despre două lucruri pur diferite. Dacă Scriptura e mai mică decât ce a lui pe ansă, el e mai mare decât toți prorocii și sfinții noului testament și decât Hristos, e clar că nu ai cu cine discuta. Și atunci mai rămâne doar regocenia pentru un astfel de om. Ce Cine dă da acele puteri unor locuri? Păi, poate să fie, Sfântul Isaac Siru spune undeva că starea omului, de exemplu, în suflet, se schimbă nu numai de la har, dar sunt și alte schimbări, care sunt de la natură, de la întâmplările vieții, de la temperatura locului, de la clima. Mie nu mi-e foarte clar ce simt ei, pentru că n-am simțit ce simt ei, dar pot să spun că poți să într-un într loc frumos, poate să fie un loc unde e aerul curat, poate să fie cine știe ce alte lucruri care te fac să te simți bine acolo și ți se pare că e un loc așa divin, de bazm, așa un tărâm de mai văzut. Dacă însă mergem la lucruri mai înalte, nou, Sfinții Părinți ne-au spus că există trei tipuri de, de simțire și de uh, experiență, să spunem, în lumea spirituală, dar numai unul este de la Dumnezeu. În introducerile Sfântului Vasile, un sfânt din România, Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, introducere la, la scrierile filocalice, el explică următorul lucru, că există stări care sunt de la har, există stări care sunt de la demon și există stări care sunt de la fire, adică naturale. Și cred că și cu locurile se întâmplă exact la fel. Există locuri binecuvântate, sfințite, fie de nevoința unui sfânt, fie de uh, prin faptul că au fost consacrate, au fost puse sfinte moaște, sfânta masă la biserică, da? este unsă cu Sfântul și Marele Mir, adică are loc o inițiere a, spațiului la, la slujba de târnosire, episcopul vine și botează cu apă sfințită Sfânta Masă, stropește cu apă sfințită, o unge cu Sfântul și Marele Mir și să vârșește liturghia pe, pe ea. adică inițiere uh, aproape ca unui om, să spunem, în cele sfinte, este după chipul uh, botezului, mirungerii și împărtășirii creștinului, adică tainele de introducere în, în, în biserică. Este în bisericită acea materie. E Atunci putem vorbi despre un loc sfânt în care se manifestă cum spun Sfinții Părinți, Sfântul Simeon uh, al Tesalonicului, că biserica în spațiu în care se arată Sfinții și în uh, chipa Evea și atâta li s-au arătat și așa mai departe. Un loc sfânt. Dar în momentul în care acel loc, nu numai că n-a fost inițiat în sensul creștin al, al lui Misi din greacă, că vine cuvântul Mysterion și înseamnă inițiere ci a fost inițiat în ceva păgân și demonic, de niște religii care este clar că sunt fie idolatre, fie uh, politeiste, fie pe față demonice, a, acel loc nu are cum să fie un loc al manifestării harului Dumnezeu, este al manifestării uh, duhurilor care l-au luat în stăpânire. Sau poate să fie a treia variantă, este un loc în care ne simțim, cine știe cum, din niște motive pur naturale. Uh, eu știu, cum erau pe vremuri, se duceau undeva și ziceau, vai ce bine mi este aici, dar de fapt acolo știu poate deja niște gaze din pământ și omul se vindeca de vreo boală. Și că locul e minunat, dacă încolo era o chestie pur naturală sau din contră. Știu că existau niște yoghini care totdeauna, nu, după o perioadă de asceză, se duceau, beau numai dintr-un râu și după nu știu câte zile mureau și ziceau, iată ce minune. Dar de fapt, râul, iată, în vremurile moderne s-a demonstrat că avea o concentrație de anumite substanțe care îi făcea să și moară, dar și să, -și, să nu putrezească, să spunem. Deci, fel de mimare a unor semne minunate. Deci, totdeauna trebuie să ne gândim la aceste vane de Dumnezeu, de la diavol sau de la natură. Acum, vorbeam de un duhovnic care cumva era deschis către radiestezie. El credea că radiestezia este doar o chestie naturală. Așa, găsim cu niște forțe naturale. Dar nu sunt naturale. Chiar ei le numesc forțe paranormale, că paranaturale. Și atunci de la cine sunt? De la Dumnezeu nu par a fi. Adică sigur nu sunt, că dacă ne uităm la criteriile biblice, este clar. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, numele meu este, va fi cu mine și aici și e, dincolo. Va, la judecată va auzi, vai vouă și nu vă, cuvoz, vă cunosc pe voi. Chiar dacă i-au spus, Doamne, Doamne și au scos chiar demon, zice, cu numele lui Hristos. Este foarte clar. Chiar dacă vin unii iarăși, răstălmăceri și spun, Hristos a zis că cine nu este împotriva mea este cu mine. Același Hristos spune în aloc, cine nu este cu mine, cine nu adună cu mine, risipește. Și a mai spus și chestiunea aceasta, că iată, unii vor ajunge să scoate și demonii în numele lui Hristos, dar nu vor fi a lui și Hristos nu-i cunoaște. Nu se recunoaște pe sine în ei. Iar în faptele apostolilor vedem pe niște evrei care voiau să scoată demonii cu numele lui Hristos, și uh, demonul se răscoală, zice, pe Iisus îl știu? Îl știa de frică? Dar pe voi nu vă cunosc. Cine sunteți? Deci e o diferență. Numele lui Hristos nu e o chestie magică. Aici este mare diferență între creștinism și Dumnezeu ca uh, manifestarea lui Dumnezeu. Așa-numitele energiei necreate sau dumnezești, ca, uh, ca manifestare personală a lui Dumnezeu, ca ființă vie, care vine în inima noastră și ne sfințește. Prin botez, uh, uh, ungerea cu Sfântul și Marele Mir, care e echivalentă pogorii Duhului Sfânt de la 50-a asupra credinciosului, prin spovedanie, prin împărtășanie. Și alta este o formulă magică în care eu o fac, uh, cum fac radistăjiștii, fel de fel de formule, care spune niște un fel de rugăciuni, de, uh, cu asta sunt păcăliți, tot cu un soi de rugăciuni, care acționează magic. Dumnezeu nu e magie, magia presupune forțe impersonale. În cel mai bun caz, în cazul care nu sunt personale, adică sunt uh, o manifestare personală a diavolului dar sigur nu este Dumnezeu acolo. Și dacă măcar înțelegem că nu e Dumnezeu acolo, putem trece la următoarea parte a discuției. Să vedem cine este. Este diavolul sau o forță naturală? Și te întreb, dar de ce este numai aici lucrul ăsta? Și de ce răspunde totuși la această formulă? Că natura nu răspunde așa, nu are urechi să răspundă. Vedeți, ei au păcălit lumea până, până ideea asta de, 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 materie rațională. Materia este rațională în ce sens? Vedem în ea a lui Dumnezeu. Dar nu are o minte a ei cu care să comunici. Să ai o, o conlucrare, o sinergie cu ea. Materia face ce îi spui tu. Sau ceea ce e cumva presetat prin raționalitatea pe care nu arată fizica în ea, să facă. De la Dumnezeu. De la crearea lumii. Dar nu putem vorbi despre o comunicare așa, deci eu spun uh, abacadabra, ca să spunem așa, și materia deodată se întâmplă ceva cu ea de la sine că materia mă aud, adică e personificată. Toate forțele astea care acționează ca magic la niște formule uh, care par impersonale. Dar, de fapt, dacă te uiți în alte limbi, iată, se poate întâmpla, cum sunt mantrele din yoga, sunt foarte personale, se poate întâmpla să fie uh, invocări de, de zeități, de demoni. Scriptura zice că demonii neamulor sunt, zeitățile neamurilor sunt demoni. Nu sunt doar acele statui impersonale făcute de mâini omenești, nu? Că vorbim acum de materii inertă și de, de duhuri. Ei spuneau, domnule, noi ne închinăm la statui, asta și te statuia ne, ne, ne ajută. Bineînțeles, existau statui care au făcut special să miște din mâini, să pară că fac, că dreg. și îi păcăleau pe oameni. Dar existau practicile așa numite teurgia antică, care e foarte înrudită cu, cu gnosticismul și gnosticismul este la baza... Și am uh, gândirii a ma uh, masoneriei, dar și ale New Age-ului. Că dacă vreți să înțelegeți, New Age-ul se înrudește concițiile masonice foarte mult. Și uh, deja vorbind de un dualism acolo, un Dumnezeu rău și unul bun, că ăla rău a creat materia, la bun spiritul, e mult de discutat despre asta. Depinde dacă vreți să intrăm și în asta. Însă este foarte clar că uh, e ceva, o energie personific, uh, care acționează la un nivel de, de manifestare unei persoane, adică unei entități. Și acolo este, de fapt, diavolul. Materia nu e o entitate așa, nu are rațiune în sensul de, de, minte ca să, să comunice cu tine, să-ți răspundă ție. Nu există o, o sinergie, așa ca și cum am vorbit noi doi. Eu vorbesc cu un stâlp. Dar, iată, ăștia, cei care au idolatrii, credeau că se, se roagă la stânca respectivă, la copacul respectiv, la animalul respectiv care părea că e poate strămoș, vorbim de animism, vorbim de totemism, vorbim de cine mai știe ce, sau vorbim de politeismul uh, greco-roman, sau vorbim de cel uh, egiptean, mă rog, cu, care era cu accente henoteiste, știți că în centru era soarele, uh, sau vorbim de hinduism, sau de alte manifestări șamaniste, acolo, uh, totuși, la aceste formule, răspunde ceva foarte personific, care ne arată că energia aceea are ca sursă o persoană, cineva care înțelege ce spui și ce vrei. Nu o materie așa impersonală care nu are cum să înțeleagă. Conform, eu știu, politeismului, știți că la greci exista haosul versus cosmos. Zeii transformaseră demiurgul, adică zeitatea principală privită ca Uh, meșteșugar. Demiurg, asta înseamnă în greacă veche, meșteșugar. el preia materia morfă, haotică, fără raționalitate în ea, nici nu putem să ne o închipuim, că nu cunoaștem materia decât în forma ei de raționalitate, măcar la nivel uh, microscopic, de microunivers, să spunem, la nivel subatomic, există o raționalitate foarte clară, chiar în ceea ce ne pare nou, haotic. Uh, deci există, dacă vreți, o, o, o raționalitate chiar în haos. Nu putem să ne închipuim în haosul de săvârșit, nici nu putem. Pentru că nu putem vedea așa ceva, așa putem, nu putem închipui lumea fără spațiu sau fără timp. Uh, zeitatea imprimă raționalitate materiei haotice și o transformă în cosmos. Cuvântul cosmos are care de limba greacă uh, același cuvânt care a dat cuvântul cosmetică. Deci el cosmetizează uh, uh, haosul. Sau cuvântul cosmima din limba greacă care înseamnă uh, podoabă e că este împodobirea, transformând în ceva rațional. Grecii gândeau ra ra raționalitatea ca fiind în legătură cu frumosul și cu binele. Știți, cu calo, ca agatia. Adevăr, raționalitate, pardon, adevăr, frumusețe, bine. Și totul îi căutau să găsească o matematică a frumosului și așa mai departe. Și știți, cu proporțiile de aur, cu toate lucrurile acestea. Ei bine, ai raționalitatea materiei. Adică este ceva iconic, Dumnezeu care a creat-o. Dar când uh, ei se joacă cu termenii ăștia, vorbesc de o, o materie care cumva are un fel de inteligență a ei, dar fără să aibă, spunem, o minte care să gândească. Ceea ce este greșit. Nu, nu poate fi demonstrat științific. Este un, un mod magic de a privi materia. Și dacă vreți, într-un anumit sens, uh, uh, și teoriile evoluționiste apelează la această magie. Și este o întreagă istoria a... a, a, a înfrățirii, să spunem, între știință și, magie. Pentru că descoperirea științifice, studierea naturii a avut o întreagă aură religioasă în, în vechime. Gândiți-vă că astronomia s-a dezvoltat cumva din astrologie și că cei care construiau ziguratele în, în antichitate Mesopotamia aveau senzația că, că se uită la... Deci pentru ei gestul de a urmări stele era un gest teologic, așa zicând. Adică ziceau, doamne, steaua e zeul meu. Și eu mă urmăresc să ce zice sau ce vrea sau ce face. Și atunci pentru el era o vorbire despre natură, era o vorbire despre zeu pentru că identifica pe zeitate cu natura. Ori noi ce facem astăzi prin New Age sau ce vor ei să facă de fapt că noi ne opunem? Uh, o reîntoarcere la, 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 închinarea la natură, la considerarea naturii ca fiind, având o ra 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 raționalitate, o rațiune în sensul de, de, a fi, de, a, fi, personificată. Ori acele energie este foarte clar Că n-au cum să fie doar așa, ale naturii, neștiute și neînțelese, și nu știu ce zone necunoscute ale creierului, care acționează așa, fără noi, fără să știm ce cu noi, ci sunt niște uh, ființe, niște entități vii care, care, ale căror care manifestări sunt. Ei păi consideră că, de exemplu, trebuie să te duci să-ți facă cu pendula așa sau cu ansa și o să-ți spună uh, cât har harai. lui Dumnezeu, ca tot, ca un fel de for forță naturală nu Dumnezeu cel necreat, energie necreate. Și eventual poate să spună, mai dute pe la biserică, că trebuie să ai mai multă energie de asta, dumnezească în tine. Este, este aberant. În primul rând, așa ceva nu se vede în toată istoria bisericii. Nu ne-a învățat nici Hristos, nu ne-a învățat nici Sfinții. Apropo și de practicile reiki. Mă contraziceam cu cineva practicant de reiki și îmi spunea că nu, că și Hristos a pus mâinile pe bolnav și s-a vindecat. Păi stați puțin, ia să vedem ce învață Scriptura, și ce învățați voi, începând cu acest tip de neopăgânism, aceste energii uh, imanente, aceste energii impersonale, da? ei nu se roagă lui Hristos, Hristoase, curăță-mă, vindecă-mă de patimile mele, mântuiește-mă și dacă Dumnezeu va binevoi, va face și o, o vindecare. Vindecarea intervine aproape magic. Eu pun mâna, am făcut nu știu ce procedeu și trebuie să se întâmple. Am făcut nu știu ce procedeu și ansa mi-arată. Păi nici mari sfinți, uneori Dumnezeu nu le dădea. Sau unii ajungeau să, să, cadă din starea aceea și nu mai puteau să facă, eu știu, o vindecare. Dar nu știu, sfinții în general și-au prea cerut, n-au căutat aceste vindecări. Ele au venit în chip firesc din marea iubire a lui Dumnezeu. Și Sfântul Ioan Scăraru spune într-un loc, în scara, că noi ne facem potrivnici lui Dumnezeu, și darurilor Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu poate să ne dea daruri, harisme, pentru că nu suntem, nu avem smerenie. Dar smerenia aceea pe care au avut toți Sfinții și Hristos până la cruce. Nu avem și atunci darurile pe care le-am primit s-ar transforma într-o sabie cu două tăișuri. Ne-am tăiat pe noi și ne-am pierdut mântuirea făcând lucrurile acelea. Și o să vedeți că majoritatea care fac aceste vindecări au un duh deloc smerit. Și ei între ei o să vedeți că spun că nu, că noi trebuie să, că dacă nu ești merit, nu ești modest, o să-ți pierzi puterile. Au o întreagă mimetică acestei chestii, dacă te uiți la ei totuși, uh, nu au smerenie. Mama mea s-a apucat într o perioadă să facă Qigong. Și încerca să mi arate cu mâinile, cu nu știu ce, că să o facă, ajută și pe mine dacă mi e rău. Oricât i-am explicat, nu s-a oprit până când n-a aflat că marele maestru chinez care vine să facă Qigong, de fapt, se culca cu câte o uh, uceniță. Și în momentul ăla totul s-a prăbușit și a dat seama că la șarlatanie. Dar uh, n-am discutat cu dânsa că nu-i de ajuns să-și dea seama că erau șarele Trebuie să-și dea seama că, de fapt, energiile, atâta cât erau și ce se făceau, uh, erau demonice. Nu-i de ajuns că, să crezi doar că, uite, unul m-a păcălit și în loc de, uh, de carne uh, mi-a dat, eu știu, știți că a fost scandalul ăsta, ne a dat carne de cal uh, în loc de, eu ne credeam că e de vacă. Uh, S-ar putea să-ți fi dat carne de șobolan, eu știu să-ți dea ceva care nici nu te-ai fi gândit să mănânci, sau poate carne otrăvită, sau cu, cu, cu eu știu ce antibiotice, cum se dă acum. Înțelegeți? Nu doar așa să spui, da, am fost păcălit, mi-a dat altceva. Mi-a dat altceva care e o travă, nu e medicament. Nu mi-a dat doar, în loc să-mi dea medicament, mi-a dat un pahar cu apă. Mi-a dat o travă în loc de medicament. Uh, marele satanist al secolului 20, Alistair Crowley, care a înființat o lojă, în fine, a fost la origine protestant din, 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 Marea Britanie, a murit în 1947, dacă nu mă înșel, și care apărea și pe coperțile, mă rog, colat, că, că murise deja, pe coperțile beatles între cei patru membri ai trupei Beatles. Și chiar un mare rocker are o melodie închinată lui, Mr. Crowley, îmi scap acum numele lui, cunoscătorii știu despre ce vorbesc, dacă mi-aduc aminte vă zic, e bine, acest personaj a desenat la un moment dat pe cel, entitatea care zice că îi s-a de-a lungul vieții și care îi dicta ce să facă, ce să spună. El a scris multe cărți, de Decalogul Satanistului, prima, prima poruncă spune așa este Fă ce vrei, Do what you wanna do, care apare în multe melodii, are Uh, ideea aceasta de, de telima, în greacă se înseamnă voință, deci asta, faci ce vrei, uh, care e o chestie luciferică. Ei bine, cine, cum arată cel personaj care spune că îi se arăta și dicta ce să facă? Este un fel de omuleț cu capul mare, așa, ca o pară întoarsă și cu niște ochi mari și cam verzișor. Deci, un fel de extraterestru. Și aici ajungem să ne întrebăm extraterestrii care s-a arătat oamenilor. Sunt demoni? Pentru că omul era clar că era, deci omul a fost satanist. Verzișorul care se arăta era demon. E, aceste, că vorbeați de, 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 entități, entitățile astea, eu am folosit termenul entitate care să înțeleagă că nu e ceva impersonal când am spus de Dumnezeu, că nu e doar o forță. Dar și termenul entitate ca și termenul energie ajunge să fie confiscat de, de New age -iști. Și uh, în curând și medicina alternativă o să fie confiscată de cu termenul de medicină holistă, care în sine termenul de medicină holistă sună bine. Adică ce vrea să spui ideea de holist? Să te uiți la întreg. Holon, din greac. Nu uităm la întreg, adică faptul că pe tine te doare aici, s-ar putea să fie și din alte motive decât că te-ai lovit sau nu știu ce. S-ar putea să, eu știu ce altceva, să fi pățit, să ai o durere sufletească și de aia să ai o scădere de tonus, de ce tip. Habanam. Sau Duhovnicii vorbim, s-ar putea ca păcatele să te fie adus într-o stare de depresie, de exemplu, ceea ce că privești holist. Dar ei au confiscat și termenul acesta și din ce în ce mai mult încearcă să confiște me medicina naturistă. Nu mai intrăm în domeniul homeopatiei, care iată de curând a apărut un studiu al, al, al doi biologi, uh, Oana și Alexandru Iftime, uh, care pun în sub semnul întrebării uh, homeopatia, Ară, acuzând o tot de, 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 practici de tip magic. O să, nu are rost să intrăm acum, vă semnalez și merită lecturată această carte. Știu că pe mulți o să-i deranjeze că vorbesc despre ea. Mă felicit Augustin, dacă nu mă înșel, spune undeva că virtuțile păgânilor sunt, sunt patimi poleite cu aur. Adică pe din afară par bune, dar în realitate esența lor este rea. E ca un copil care e foarte harnic, dar care e harnic pentru că așteaptă să fie lăudat. Adică în spatele hărnicirii lui stă o patimă foarte grea, care se numește trufia. Lăudat în sensul pătimaș, să spunem, că așa îi spui omului bravo și bine ai făcut. Na, dar ideea aceasta de, 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 de pseudo-virtuți există. Acum, dacă venim la hip hop ăștia mai noi, hardcore, care vorbesc totuși de Dumnezeu, dar pe un mod like, care să prindă pe, pe, tineri, există și asta, însă ei sunt marginalizați. Bineînțeles, au și scăderile lor, nu știu ce trecutul lor, dar important e prezentul ce vor ei să facă. Însă îmi spunea fostul Cedric la un că Stelian îmi spunea că uh, la un anumit post de muzică, Lisa a mărturisit foarte clar că muzica lor nu se bagă pentru că îi comandă. Și mi-a spune, îmi spunea la, la emisiunile astea de, de, muzică, ba, music by request, cum se spunea pe vremea la cerere, una din 10 melodii cerute este a lor. Și, dar niciodată nu o să auziți la postul respectiv. Niciuna de a lor. Pentru că nu se dorește. Acum, și aici trebuie făcut operate niște, 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 discerneri. În primul rând, o melodie săltăreață îi dă omului acea senzație că trăiești. Sau o, o melodie care apelează la, la, la patim. Și spunea, pentru că sunt profesor, anul acesta am fost la, să însoțez, să supraveghez, etc., pe, pe tineri la, la banchetul de absolvire. Și spunea un profesor mai în vârstă, ca mine tot profesor de religie, zice, doamne, vedeam ce muzică se aude. Zice, muzica asta, în esență, poate fi redusă la, la următoarele două gesturi sau la următoarele două lucruri și ar avea un succes enorm, cum și are. Ceva foarte rimat, vum, 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 vum și ca versuri ceva care se de sex. Deci ce, spunea el ceva de genul. Sex, 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 sex. Și deodată simt oamenii cum li se ridică așa nivelul de adrenalină. Eu știu, să stimulează hormoni, eu știu ce se întâmplă acolo. Și uh, au senzația că ies din starea aceea de semidepresie în care erau. Dar este, este uh, cum se spune, ca diferența între un suc natural, ăla e Harul lui Dumnezeu, între nectar, și uh, sucurile cu euri. Ți se pare că ți-a ostoit sete, numai că nectarul îți dă și sănătate și te, te, pune cu adevărat pe picioare, pe când astea îți ostoiesc cumva setea, dar te îmbolnăvesc. Tu zici, nu, că e bun, că e tot dulce, că nu știu da, dar totul este făcut cu înlocuitori. E, o, oamenii având discernământ, tinerii mai ales, foarte ușor se lasă entuziasma de așa, de așa lucruri și, și, sunt destul de superficial și aici este problematica principală. A superficialității abordării vieții. Am, am intrat la ore și am întrebat pe copii de ce oamenii fac copii, dar în sensul profund. De ce naștem noi, oamenii, alți oameni? De ce credeți că părinții voștri v-au născut? Eu vreau să-i duc undeva mult mai profund. Să înțeleagă, de fapt, ce așteptări au părinții de la ei. Apropo de rezultatelor proaste și așa de departe. am vrut să le țin o lecție de morală. Cerca să-i motiveze, să vedem. Voi, dacă ați avea copii, ce ați aștepta de la ei și cum credeți că ar trebui acționa cu ei și nu știu ce? Nu au fost capabili, aproape în unanimitate, să explice de ce un om și-ar dori să nască alt om. Un, un sfânt al zilelor noastre, care a murit acum trei ani jumătate, sfântul Danil Sisoev, un preot din Moscova, ucis în biserică, împușcat de, de un musulman. A, a fost și el profesor de, de religie și povestește în ultimele interviuri păstrate Că o de, de, de moarte fusese invitat în Serbia și a dat două interviuri la, la radio Care s-au păstrat uh, pe un CD de către prietenul lui Iuri Maximovici, acum preot, colaboratorul apropiat Și care au fost traduse și editate și în limba română La editora Sofia, cred, pentru cei care vor să le citească, le recomand căldură Spune așa că, la un moment dat, a dat următorul test copiilor. Să scriu pe o foaie uh, ce cred despre moarte. Și rezultatul testului de la copii nu mai contează. Rezultatul părinților a fost că s-au revoltat că de ce pune astfel de întrebări copiilor. Copiii noștri nu trebuie să se gândească la moarte. Ori, filozofii antici, aproape, să spunem, îndrăznesc să spun că e o unanimitate nevăzută în, în gândirea că gândul la, în, în, în expresia notare, gândul la moarte este izvorul înțelepciunii. Și un lucru pe care spune și Biblia și îl spun sfinții noștri, gândul la moarte este izvorul înțelepciunii. În momentul în care părinții spun nu vrem ca pruncii noștri să se gândească la moarte, egal nu vrem ca pruncii noștri să aibă înțelepciune. Și atunci îi aruncă din start într-o superficialitate are o altă mare problemă pe care o tratează un, 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 preot psiholog, Părintele Filoteu Faros, vorbește foarte mult despre noile generații, mai ales din Grecia și vin generații după chipul și asemănarea celor și la noi, copii cocoloșiți de, mic, de mici, copii care nu sunt capabili să aibă niște responsabilități, copii care mai târziu devin o povară uh, pentru ei înșiși și pentru părinților. E mult de discutat despre asta, dar revenind, Uh, de ce este lumea atrasă? Odată pentru superficialitate, pentru uh, senzațional. Din motivul în care este atrasă de uh, fata pițipoanca de la pagina 5. Dacă puneți icoana, avem la pagina 5 o nouă icoană cu Maica Domnului, ghiți ce se întâmpla. Cred că se sărea brusc peste pagina aia ca de o mare plictiseală. Vă dați seama. Adică se stimulează patimile omului. Ce făceau egiptenii când se răsculau evreii când erau rob la ei? Le dublau porția de mâncare, toată lumea era mulțumită și își vindeau libertatea, preferau să fie sclavi, pentru că acolo, pe loc, în ziua aia, își umblau burțile. În secolul XIX, când a fost, uh, au fost dezrobiți, au fost eliberați sclavii negri în America, au existat sclavi care au refuzat să fie eliberați. Era mult mai greu să fii liber decât să fii sclav. E adevărat, nu aveau nici pregătirea, nu aveau nici o proprietate, nici, nici ce să trăiască. Le iau pe toate acestea în considerație. Dar gândiți-vă ca fenomen. De multe ori omul preferă să cedeze libertatea sa pentru a-și împlini plăcerile sau comoditățile. Și uh, cel care a scris uh, cartea The Brave New World Huxley Aldous Huxley, parcă hey, familia Huxley e mai mare. Uh, și mă rog, o familie care stă la baza înființării Organizației Națiunilor Unite, care ia în spate, are, dacă studiați filozofia ei, are o întreagă chestie de tip gnostic, cu legături cu New age cu noua eră. Știți că ONU are și un fel de mică templu, bisericuță cu ghilimele locași, de meditație și rugăciune al tuturor religiilor. Și de acolo, iată, de la, de la acest vector al, al unificării, al globalizării lumii și unificării sub un mare conducător, care seamănă cu Anticristul, marele conducător. Chiar dacă nu va fi primul, va putea fi al doilea un Anticrist, niciodată nu știi. Uh, e bine, Huxley spune în, în cartea aceasta la un moment dat că, uh, pe măsură ce oamenilor li se vor restringe libertățile în mod general, deci se va impune dictatură, li se va da liber la patimi. Și uh, se va da liber, se va uh, legaliza, să spunem, destrăbălarea sexuală, în primul rând. Că asta este, dacă vreți, uh, în topul hedonismului, nu? Sexul este... Uh, plăcerile senzuale sunt cele mai puternice. Mă rog, nu știu ce zic cei care se droghează, deși unii care se droghează le combină și e întreagă discuție. Ce cocktail iese acolo de, de, de împătimire și moarte de viu. Însă... Uh, iată, pe măsură ce omului îi dai mai multe patin, cu atât este gata să renunțe la libertate. Și asta se întâmplă la nivel global în momentul de față. Și oamenii sunt foarte încântați. Este nou, nou tip de sclavie. Ei aplaudă. Sunt gata să dea jos regimuri care încearcă să îi elibereze ca să aibă parte de pâinea și circul pe care îl dau cei care îi robesc. Sunt gata să-i urească pe cei care vor să-i să ajute să-i libereze, Bineînțeles, nu trebuie să o faci cu forța, când ești deja, o greșești. Pentru aceste patimi, cei care vor să stăpânească lumea, au înțeles foarte bine această lecție. Uitați-vă la comunism. Comunism a venit cu coerciții. Au, au fost oameni care stau împotrivă, -au, -au, au credința a rezistat. Mult mai ușor se rapă de oamenii când îi ameninți, nu cu, cu durerea, ci cu plăcerea. Îi ameninți cu ghilimele, e o metaforă. Sunt oameni care au stat în închisorile comuniste 10, 15, 20 de ani și au rezistat la mari dureri și la mari chinuri și la foamete și au văzut moartea cu ochii și când au ieșit din închisori au căzut în, în patimii ale senzualității sau cine știe cum. Nu, nu pot să dau ex exemple, dar am citit în memorialistică Oameni care au rămas drepți, dar care au mărturisit chestia aceasta. Sunt oameni dintre ai noștri care au, au fost aproape mucenici, martiri, au scăpat cu viață, dar au căzut mai târziu în fața plăcerii. Și asta se întâmplă cu lumea acum. E, e foarte simplu. Acum revenind la problema știință, energii, oamenii sunt foarte atrași de senzațional. Și în momentul în care vine unul și spune că ele vitează, că te vindecă acum cu mâna, că acum în direct o să vedeți o minune, o să se materializeze aici, nu știu cine, sau Isus o să ni se arate, sau că am tăiat un cartof și a apărut crucea, sau nu știu ce, brusc, oamenii, cum să spunem, care ridicau ratingul OTV-ului, se vor uita la asta. Dacă o să vii cu o emisiune, nici măcar duhovnicească, nici măcar spirituală, culturală, e de ajuns atât. Deși și cultura a devenit o nouă religie pentru unii și, și asta face parte dintr-un anumit tip de, 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 de deviere de la, de la o uh, Gnostico-intelectualistă. Uh, dacă le dai o chestie de genul ăsta, deja e pierdut. Și se știu, se știu aceste legi. Le știau romanii, le știau alții înainte, pâine și cir. Uh, în antichitate, oamenii priveau natura cu o emoție aproape magică, pentru că nu înțelegeau ce se întâmplă. Așa cum astăzi, dacă, uh, uh, eu știu, Gândiți-vă, mai bine să spun altfel, ce ar gândi un om care trăia cu 300 de ani dacă am apărea cu această cameră care ne filmează acum și am arătat că l-am filmat. Ar spune că este o chestie magică, o vrăjitorie, o magie. Sau dacă i-am arătat, uh, am vorbit la celular. Ar spune că suntem zei. Are Mark Twain un romanul un Iancheu la curtea regilor Artur. Mă rog, Martei nu e un autor pe care să-l girez duhovnicește pentru că are probleme și din câte am înțeles a fost mai mult sau mai puțin și el un adversar al creștinismului. Dar ne, n-am problema foarte rămurită și atunci. Dar revin doar la atâta. Un Iancheu la curtea regilor Artur. Da? Se întoarce în timp și ea sunt foarte minunați. Îi păcălește și cu o eclipsă de soare și cu nu știu ce. Deci, uh, necunoscutul uh, dă o senzație, să spunem, de, de magic. Vedeau că pun două substanțe una între alta și se fum. Wow! Precursorii o de știință de azi au fost uh, uh, alchimiști. Încercau să transforme un metal ieftin în aur, să spunem, sau să obțină elixirul nemuririi. Și asta se poate obține aur dintr-un alt metal. La nivel atomic schimbi materia și devine altceva, dar nu este rentabil. Pentru un om care nu înțelege fenomenul, e o chestie minunată. Este ceva misterios. Misis presupune Mio a iniția pe om acolo. Ori, în știință, e nevoie tot de inițiere. Și pentru a înțelege ce se întâmplă în atom, e nevoie de inițiere. E nevoie de un parcurs inițiatic. Adică, grădiniță, clasa 1, a 2, -a, 3, -a, 12 clase, bacul, facultatea, poate un doctorat în domeniul respectiv, ca să înțelegi cu, a, cu adevărat ce bosonul Higgs sau ce experiențe au făcut la CERN, nu, anii trecuți. Nu le înțelege oricine. Oamenii privesc la ele fără să le înțeleagă, mulți dintre ei. Nu există nivelul ăsta de popularizare a științei. Așa este și cu Dumnezeu. Nu putem să ne băgăm nici în scriptură, nici în ceea ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că și cunoașterea, oricum, nu putem să le băgăm oricum în ele, ci după o metodă. Și toate au o metodologie de cunoaștere. Odată este metodologia cunoașterii lumii materiale, așa zis a știință care se bazează pe empirism, da, cercetare, experimente și experimente, deci observare și experimente repetabile, lumea ideilor, a filozofiei în care operăm concepte și ne folosim de logică, astea toate merg împreună, nu se exclud, și uh, cunoașterea duhovnicească, care are metoda ei. Și -s -s cele trei trepte. Despătimirea, iluminarea și îndumnezeirea. Și de la iluminare încolo vorbim despre o, o experiere, deci despre o, o, o empirie a lui Dumnezeu, o experiere empirică, să nu vreau să sune pleonastic, a lui Dumnezeu. Însă și aici sunt niște reguli. Ei Și vine un om de ăsta, să zic așa, profan, care nu înțelege despre ce vorba și se bagă în ele va face și o salată între ele, Cu e cu știință și cu niște energii și cu tare și las că știină și, și cu tare, totul să mă vindece. Și de multe ori o părută vindecare e o, o părută duhovnicie, iar diavolul ne spune Apostolul Pavel în Epistola Antică către Galanteni. Încearcă să se arate ca înger de lumină ca să păcălească și pe cei Și spune și eu dacă aș veni, eu Pavel vin și vă altă evanghelie, adică altă veste bună, a mântuirii și a îndumnezirii de cât v-am dat să fiu anatema. Și asta trebuie să înțelegem că anatema înseamnă în afară. Deci nu avem și cu aceștia. Cui însă îi adesează Sfântul Apostol Pavel această epistolă. Galatenilor. Cine erau galatenii? Ce ne spune teologia? Era o mare comunitate de celți. Celții sau galatenii sunt același popor. O parte din cer s-au dus în apusul Europei și știm până în Irlanda și Galia, Gali, Galatea, Galații, Galatenii, adică. Altă parte a coborât în Asia Mică. Și e o zonă centrală care e ocupată de ei. Pavel în... se duce să-i încreștineze și la o vreme le scrie și o epistola aceasta. Dacă urmărim ideile din epistola, o să vedem că combate credințele tipic druidice, celtice. Și prima chestie, că erau cu minunisme, <laughs> că ne la filme cu Asterix și cu Obelix, <laughs> cu Asterix, Asterix, și Obelix, când beau ei din poțiunea magică, uh aceeași, vedeți, magie a științei, aceeași atracție către chestii minunate și le spune, atenție la treaba asta, că diavolul se arată și în chip de înger de, de lume și vă păcălește. Nu întâmplător spune în acea epistolă chestiunea aceasta. Ei sunt cei mai erudiți, dacă vreți, toată uh, atracția aceasta către știință, druidii se spune că aveau și o știință, da? se ocupau cu, și cu un fel de științe ale naturii și cu multe alte lucruri, sunt cei mai uh, în, înrudiți de, de percepția aceasta gnostică a științei, adică faptul că știința îți dă gnosis, cunoaștere. Iar în antichitate deja apăruse fenomenul religios gnostic, în care se considera că printr-o inițiere în această cunoaștere ajungi să intri în mintea, dacă vreți, a zeilor, să ajungi la cunoașterea care te face și pe tine, Zeu. Totul era cunoaștere, dar nu cunoaștere în sensul care ne vorbesc nouă Sfinții sihaști și revin și chid altă parateză. Adică cunoașterea harului Dumnezeu care ne unim și care ne și iluminează el însuși, Dumnezeu, ci o cunoaștere de, în, în sensul unui secret. Ca și când cineva se zice la un secret și îți spune multe științe și tu știi și devii până asta, așa zis, iluminat, luminati. Nu luminarea duhovnicească, adică când Dumnezeu era omului prin harul creat prin botez, stai Sfântului Mir și, și Spovedanie și partajeai și toate celelalte. Aici este omul este foarte atras de cunoaștere, dar o folosește într un mod uh, luciferic. Adam tot din cunoaștere cade. Ce zice diavolul că Dumnezeu nu vrea să cunoști binele și răul, pentru că uh, și răul pentru că vei ajunge ca el. Deci mușcă din fructul cunoașterii. O Dumnezeu ce i spune omule, uh, nu ți este de folos să cunoști ce răul, pentru că a cunoaște înseamnă a experia. Și de da nu putea să cunoască răul decât experimentându-l. Deci el ca să cunoască răul și pasă înainte să ajungă ca Dumnezeu, care era o minciună de la diavol, ajunge să cadă în rău, să experieze răul. Deci acest idol al cunoașterii, apropo de intelectualism și culturalism, de un anumit tip, că sfinții noștri, să știți, că apără și cultura, dar în sensul profund, cărturăria creștină, un alt subiect minunat. Sfântul Nicolae Cabasila spune că un sfânt de plin este un sfânt care și-a dus potențele la maximum și în cunoașterea aceasta de timp natural, cumva. Adică rațiunea, rațiunea care ne-a dat Dumnezeu. Nu trebuie să fim, uh, cumva, adică sfințenia noastră e și Doar ne rugăm, avem experiența harului, dar uh, și acela este sfânt și e mai prezut de noi și ne, 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 ne cucerim înaintea lui. Dar nu înseamnă să renegăm rațiunea. Marii sfinți ai bisericii, mari teologi au, au, fost niște minți strălucite și știau din toate cele. Ne uităm la sfinții trei erarhi, studiați la Universitatea din Atena, care numai teologie nu-i prea învăța, e învăța de toate altele și păgânism. Dar teologia au experimentat în, în rugăciune și în studiu Bibliei. Și, desigur, cu un părinte duhovnicesc care i-a născut în cele duhovnicești, pentru că viața duhovnicească nu se poate învăța decât prin inițierea aceasta, prin imitație și prin primirea Duhului de la Cel pe care îl urmești și care are acest discernământ și trăire. Altfel, suntem de capul nostru și ne pierdem. Oamenii de știință modernă au spus, revin la altă idee, Domnule, nu toată lumea înțelege știința de azi. Noi suntem o elită care o înțelegem. Și asta, știința, a devenit o nouă religie, începând cu secolul XIX. Pentru unii a devenit o nouă religie în sensul de credulitate și de manipulare. Noi să știți că creștinismul, ortodoxia nu e religie. O spun mulți teologi. Este părăția lui Dumnezeu gustată încă de aici, este altceva. Nu e religie în sensul ăla lui Eliade cu sacru și profan. Termenul sacru, iarăși, apropo de locuri sfinte, ca să nu ieși lucrarea, este foarte periculos. Termenul sacru este un termen vag. Dacă e definiția sacralității de la, de la să fie iertat, dar și dracul e sacru. Pentru că sacru e ceea ce nu-i profan, iar dracul nu-i profan. Adică, cumva, imanentul versus transcendent, suprapus pe sacru versus profan și alte lucruri pe care le operează unii, uh, sunt foarte periculoase. Creștinismul vorbește de sfințenie, nu vorbește despre sacru. Și când vorbește despre sacru și preia acest termen mai vechi din, din lumea greacă și din lumea latină, sacru este hieros în greacă, hieros. Cealaltă lecțiune a limbii grecești. Uh, sacrificiu, A face lucru sacru. În limba greacă este ierurgie. Exact același lucru din latin. A face un lucru sacru. Uh, le preia, dar le dă un alt înțeles. Le, pre, le dă cu, to cu tot o altă profunzime. Sfințenia creștină e ceva decât sacralitatea fenomenol, fenomenologiei religioase. Și un loc, că vorbeam de locuri, un loc sacru, nu este și un loc sfânt poate să fie un loc demonic, un loc sacru. E sacru, că nu e profan. Nu e veceu, nu știu cine, nu e birta din cap. Deși s-ar putea să fie mulți draci la birta aia și s-ar putea să fie și mulți îngeri care încearcă să-i păzească pe -aia acolo și să-i scoată din. Uh, sacru în perspectiva Sfinților Părinți este ceva dăruit lui Dumnezeu într-un cadru liturgic, eclesial, mistagogic. Adică o biserică este consacrată și aceste slujba pe care românii o numesc tărnosire. Grecii o numesc Enkenia, care înseamnă, s-ar traduce la litera înnoire sau inaugurare, dar nu era o simplă inaugurare. Cum inaugurau spațiul? Prin tot ce v-am descris, mai târziu intervine plasarea moaștelor, în afară de uh, tropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir, și mai ales inaugurarea însemna momentul în care se făcea Sfânta Liturghie acolo. Într-un loc în care se face Sfânta Liturghie... Se petrec alte lucruri decât un, se petrec într-un loc care se aduc jerfe idolilor, demonilor, unele chiar sângeroase. Eu nu știu câți dintre cei care sunt încântați de aceste spații dacice sau de alt tip ar fi gata să taie gâtul animalelor, să le scurgă sângele pe acolo, să ghicească ca mesopotamienii sau alții, să spunem, în, în felul în care se coagulează sângele sau în ficații animalului sau cine știe ce să mai facă și nu știu cum ar putea să vadă spiritualitatea în asta. Cred că e foarte multă naivitate la mijloc și nu înțeleg cum poate să împace asta cu creștinismul. Înseamnă că ei nu cunosc creștinismul și asta este cel mai dureros. Adică iau senzația că îl cunosc, dar nu-l cunosc. Creștinismul este altceva. Creștinismul este altceva.